astăzi facem bucol în natură și îmi place atât de mult când fac astfel de clipuri în natură. Chiar dacă e cam înorat, vedeți și voi, și dimineața când m-am trezit era soare și așa mi-a venit ideea, am zis, mamă, ce vreme frumoasă e, hai să ies eu aici în curte, pentru că da, suntem tot în Șirnea, mai este până va veni ziua în care ne vom muta la casă, încă nu e gata, în fine, dar nu mă plâng, îmi place aici, îmi place reconectarea asta cu natura. Și îmi place liniștea asta de aici, de la sat. Așa cum spuneam, când m-am trezit era soare, era frumos și m-am gândit să ies, să-mi pun aici o păturică, să vă aduc și pe voi și să vă arăt toate cărțile pe care le-am cumpărat în ultima perioadă, pentru că s-au adunat multe. Ia numai să vă uitați câte sunt aici și câte sunt și aici, cutii peste cutii, peste cutii, peste cutii, hop, pentru că era să vă scap. În toată zăpăceala asta cu mutatul, eu nu mi-am pregătit niște lecturi pentru următoarele săptămâni. Cărțile au fost împachetate, le-am pus în cutii prin ce am mai apucat eu și au fost depozitate la fratele meu. Și nu mi-e comod să mă duc până acolo la el, atâta distanță, să iau niște cărți. Mi-am lăsat totuși doar două lecturi, cărți pe care le-am și terminat, așa că în cele din urmă m-am decis să comand niște titluri noi, niște cărți pe care le aveam eu de mult timp pe lista mea de want to read. Bune, pe lângă faptul că am găsit reduceri inclusiv la Libris, la, bine, și la Elefant au fost acolo mereu reduceri, dar am găsit prețuri foarte bune pe eMAG. Măi, niște prețuri extraordinare, niște cărți foarte ieftine, prețuri începând cu 10 lei, mai aveau și un discount extra, deci am nimerit chiar bine în perioada asta. Și singurul colet de la anticariat este acesta, de la anticariatul ăsta printre cărți. O să vă arăt ce este aici. Bun, e fain să stau aici pe pătură, e prima oară din an când stau așa în natură pe pătură. Și haideți să începem! Ce entuziasm! Haideți cu ce Dumnezeu să începem! Nici nu știu pe ce să pun mâna, efectiv. Uite, haideți să începem cu coletul de la Elefant, dacă tot este aici lângă mine. Pe unele deja le-am desfăcut în casă, le-am tăiat scociul ăsta, pe unele n-am mai apucat, n-am mai avut răbdare. Și să știți că de două săptămâni de când am comandat cărțile astea, am uitat, de fapt, eu știu ce cărți am comandat, dar nu mai știu care de unde sunt comandate. Așa că, bun. De la Elefant am luat două cărți, iar despre una chiar mi-ați spus voi. Aceste două minunate cărți cu niște coperte foarte faine. Cel puțin asta e tare simpatică și avem în felul următor. Prima carte se numește Din cer au căzut trei mere de Narin Abgarian. Foarte frumușică această copertă. Iar aici pe spate scrie așa: Din cer au căzut trei mere, este o minunată saga despre locuitorii unui sat armean. Însă povestea acestui sat este de fapt o poveste despre noi. Și aici stă talentul scriitoricesc al lui Narin Abgarian. O carte plină de tandrețe și umor, subtilitate și genul acela de măiestrie rară, atât de firească încât nici nu o remarci. O lume în care personajele și întâmplările conturează o realitate simbolică extrasă din amănuntele vieții de zi cu zi. O iubire târzie care salvează lumea, un sat de piatră aflat pe vârful unui munte armean, unde magia și misterul și-au păstrat neatinse puterile. Cu o somptuoasă imaginație și atenție deosebită pentru detalii cele mai fine, Narin Abgarian construiește un univers în care cititorul își dorește să zăbovească mult după ce povestea s-a sfârșit. Uite ce ne mai spune Narin Abgarian. Am vrut să scriu o carte al cărei sfârșit să oferă speranță. Omenirea are mare nevoie de speranță, de povești despre bine. În Maran, viața este suspendată între realitate și bazm, într-un timp care prinde contur încet, încet, luând dureros forma istoriei. Războiul și dezastrele naturale au zdruncinat în nenumărate rânduri pacea fragilă a oamenilor. Anatolia, a cărei viață nu mai puțin decât a celorlalți, a fost marcată de suferință, moarte, luptă și îndârjire, dar și de evenimente
providențiale și semne inexplicabile, este la 58 de ani cea mai tânără locuitoare a micii așezări din vârf de munte și crede că viața ei, ca și a satului, se apropie de sfârșit, fără să știe că va fi, de fapt, purtătoarea miracolului care va face totul să renască, iar timpul este învins. Foarte drăguț! Iată deci prima carte cumpărată și mi s-a părut foarte interesantă. Mi-a fost recomandată, așa că după ce am citit câte ceva despre ea, am spus că trebuie să o iau. Iar cea de-a doua carte, De la elefant, este scrisă de Kieran Millwood Hargrave și se numește Femei pe rug. Scrie aici că este o carte puternică, pasionantă, întunecată, dramatică și plină de pericole, că îți taie răsuflarea. Furtuna vine într-o clipă. Iarna, anului 1617. O furtună teribilă se iscă pe mare în jurul îndepărtatei insule norvegiene Vardo. O tânără femeie Maren vede cum bărbații de pe insulă plecați la pescuit pierd într-o clipă. Vardo este acum o așezare a femeilor. 18 luni mai târziu, aici sosește un personaj sinistru. Absalom Cornet a fost chemat să le aducă pe femeile de pe insulă la ascultare. Cu el călătorește tânăra sa soție, Ursa. În noua ei casă, ca și în compania lui Maren, Ursa întâlnește ceva ce nu a mai văzut până atunci, femei independente. Dar acolo unde Ursa găsește fericirea și dragostea, Absalom nu vede decât un loc potopit de un rău îngrozitor, de vrăjitorie, pe care trebuie să-l dezrădăcineze cu orice preț, chiar și cu arderea pe rug a vinovatelor. Iarăși avem o carte cu numeroase premii, uite că avem și semnuleți de carte, o frumoasă poveste intimă despre prietenie, dragoste și speranță. Și cred că de la Elefant doar astea două au fost luate. Hai să trecem la... Hai să trecem la un colețel luat de pe EMAG, dar de la nu știu ce librărie. Ia să vă scrie aici. Editura Epsilon scrie aici SRL. Da, nu știu. Mogoșoaia. În fine. Mă mai uit din când în când după terasă. Nu plece prea iurea. Trei cărți luate de aici. De fapt, chiar patru. Una este pusă separat pentru că voiam să o citesc. Haideți să începem cu asta pe care am luat-o acum. Și avem Gabriel García Márquez, Relatarea unui naufragiat. O criticică foarte subțire și o să vedeți că am luat câteva criticele subțirele pentru că am nevoie și de astfel de lecturi. Cred că o să dau jos chestia asta. Uite ce fain că și coperta are chiar aceeași culoare și design și tot, deci o să dau astea jos. Uite ce scrie aici. Avem relatarea unui naufragiat care a stat 10 zile pe o barcă în derivă, fără să mănânce și fără să bea, care a fost proclamat erou al patriei, sărutat de regine ale frumuseții și îmbogățit de publicitate, detestat apoi de guvern și uitat pentru totdeauna. Avem o narațiune dramatică reunind 14 episoade ale unui reportaj scris de Gabriel García Márquez pe vremea când lucra ca jurnalist. În 1955, el publicase interviul serial luat unui marinar care a trecut pe lângă moarte dintr-o neglijență a marinei columbiene. 1970, García Márquez a transpus reportajul într-o carte. Mi s-a părut interesant, sigur se va citi foarte ușor, așa că... Ce v-ați zăpăcită? Unde ai fost? Mai vină și la mami un pic! Hai și la mami un pic! Bucuria mea! Bucuria mea! Nu mai pot de sete! Hai că dau apă imediat! Așa, cea de-a doua carte cumpărată, ce faci cu perna aia? Este aceasta, scrisă de, este un coautor sau sunt doi autori? Parcă-s doi autori, Silvina Ocampo, Adolfo Bioi Casares. Cei care iubesc, urăsc. Asta e criticica din aceeași serie de la editura Rao. Și zice aici, el, unul dintre cei mai mari scriitori ai literaturii argentiniene, ea, da, deci sunt doi autori, o mare povestitoare a generației sale. Împreună au scris Cei care iubesc urăsc, iar titlul, ca o premoniție dureroasă, a fost singurul sub care și-au pus amândoi semnătura. Nu ne zice despre ce e criticica. Nu ne zice despre ce e criticica.
Dar vă zic eu imediat că citisem pe Goodreads. Deci, cei care iubesc, urăsc. Avem un doctor care vrea să evadeze din rutina cotidiană într-un hotel la malul mării, unde intenționează să-și ducă la bun sfârșit munca la un proiect ambițios. Dar, înconjurat de valuri și nisipuri mișcătoare, planurile sale legate de proiect eșuează. O furtună de nisip îi obligă pe toți oaspeții hotelului să rămână izolați. În acest timp, se trezește implicat în scenariul unei crime, de la ale cărei consecințe și încercări de soluționare nu se poate sustrage. Deci avem o crimă, mai mulți suspecți, ceva îmi miroase Agatha Christie, dar vedem noi despre ce e vorba. Am mai luat o carte de Hermann Hesse, Sub tăvăluc. Eu vreau să citesc de la acest autor Lupul de stepă, de mult mă chinui să pun mâna pe cartea Lupul de stepă. Și uite că am mai luat una, că am auzit că e bună și asta, acum să vedem cu care voi începe. Apărut în 1906, Sub tăvăluc este al doilea roman al lui Hermann Hesse, zugrăvește soarta unui copil supradotat pe care ambiția tatălui său și patriotismul așezării lui natale îl împing să își asume un rol care nu îi se potrivește din cauza pasiunii celor din jur și a sistemului educațional care urmărește doar performanțele academice ale elevilor. Hans pare să se îndreaptă spre un eșec, Hans copilul deci. Hermann Hesse a inserat în romanul Sub tăvăluc elemente din biografia sa pentru a se elibera de amintirile dureroase. Creativitatea lui Hesse este o călătorie către bogata sa lume interioară care ilustrează contradicțiile acute ale artistului modern. Încă o carte din aceea serie de la Rao, scrisă de Adolfo Bioy Casares. A, uite că este al doilea autor de pe cartea asta. Da, nici nu mi-am dat seama. Și de această carte am auzit la o prietenă, Invenția lui Morel, i-a plăcut și am zis, măi, o iau și o iarăși, este o carte scurtuță și am zis că poate o să-mi prindă bine. Romanul Invenția lui Morel al scriitorului argentinian, iarăși acest scriitor, cel mai pur dintre scriitorii fantastici ai Argentinei și poate din America, auzi ce spune cineva. Este, neîndoios, una dintre operele emblematice ale literaturii contemporane de expresie spaniolă. Roman de aventuri, de dragoste, dar mai cu seamă de mister, Invenția lui Morel cultivă genul science fiction într-o manieră originală, abordând fantasticul prin prisma caracterului său tehnic. Este o captivantă confesiune a protagonistului, un fugar fără nume, scriitor venezuelean. Ce am de mă bâlbâie atât? Astăzi ceva cu bâlbâiala la mine. Condamnat pe viață de o justiție nedreaptă, care ajunge pe o insulă neospitalieră, aparent pustie, unde, pe măsură ce învață să supraviețuiască în condiții dramatice, este tot mai fascinat de prezența fantomatică a unui grup de oameni care îi apare în răstimpuri, precum și a unor stranii fenomene ce par a contrazice legile firii. Nu chiar genul meu, nu contează, trebuie să ieșim din zona noastră de confort. Tot la coletele luate de la EMAG, am multe cărți de data asta de la ei. Avem coletul ăsta și colețelul ăsta și un colet măricel care e aici în spatele meu și pe care abia îl pot ridica. Ia să îl aducem, uai lei ce greu e! Ia să îl aducem aici în spate și cred că încep cu el. Așa. Hai să desfacem. De ce e greu? Pentru că aici se mai află o cutie de la Libris. Da, îl punem aici separat. Bun, mamă. Deci am aici ceva foarte fain. Dar le las la urmă, uite aici așa. Și, fui câte sunt. Cu care să începem, cu care să începem. Începem cu o carte. Am văzut că este și film pe Netflix specific aici, nu l-am căutat, nu știu exact. Este vorba despre Ultimul vagon, scris de Angeles Doñate. Aceasta este criticica. Am vrut să o citesc în spaniolă, dar până la urmă am luat-o așa, am găsit-o și am zis, mai hai că o citesc în română. Și scrie pe spate așa, Barcelona. Într-o dimineață de iulie, am primit un e-mail de la Jaume P. din Los Angeles. La 70 de ani împliniți, plecase să trăiască acolo, ca să lucreze cu persoanele din mediile defavorizate. În mesajul pe care l-am primit,
nu scrisese decât ție, căreia îți plac astfel de lucruri, și adăuga un link către un interviu luat unui învățător pe cale să se pensioneze, apărut într-un ziar american online. Cât de bine ne cunosc cei care ne iubesc. Povestea m-a captivat doar citind-o și, fără să fiu conștientă și la foc mic, mi s-a copt un roman, acesta, pe care îl țineți în mână, roman care a avut un titlu înainte să fi scris măcar un singur rând, Ultimul vagon. Și avem aici câteva idei despre ce conține această carte. Ical are 11 ani, este fiul unui muncitor de cale ferată, iar visul lui este să devină profesor. Îl admiră pe Chico, numără trenurile cu tuerto, visează alături de Valeria, fetița unor țărani, și trăiește mii de aventuri cu Chețal, câinele său. Cu toții sunt elevii lui Don Ernesto. La granița pustietății, între câmpuri și pom fructiferi și căruțe vechi, aceștia descoperă viața datorită pasiunii profesorului care și-a împletit destinul cu al lor. O fotografie alb-negru cu toți aceștia, uitată într-un dosar prăfuit la Ministerul Educației, va deveni, ani mai târziu, cea mai mare provocare din cariera lui Hugo Venezuela, un strălucit tânăr inspector. Da, nu ne spune foarte exact despre ce e cartea, dar sunt super curioasă. Deci, eu văzusem la cineva pe Instagram și am vrut, v-am spus, o caut în spaniolă, dar o voi citi așa. Ce mai avem noi aici? Măi, am pus o mână pe Shakespeare, Romeo și Julieta. Ce ziceți voi de asta? Eu n-am citit niciodată nimic scris de Shakespeare, așa că am spus, măi, dar oare n-ar fi fain să pun și o mână pe o carte? Așa că am luat Romeo și Julieta, 7 leuți am dat pe crăticica asta. Colecția Clasicii Literaturii Universale oferă iubitorilor de lectură traduceri ale cărților cheie, a căror repunere în discuție coincide cu fiecare nouă generație de cititori. Să știți că n-am fost eu prea curioasă de ce a scris Shakespeare, nu știu de ce. Nu, m-a interesat în mod deosebit, dar am zis că trebuie să încerc. Trebuie să încerc și... Să-mi spuneți dacă voi ați citit, dacă vă place, Romeo și Julieta. Micuță și cărticica asta o să curgă lin, sper, și rapid. O altă carte pe care am citit-o, dar pe care am vrut să o am în biblioteca mea și o să vedeți că am mai luat unul de la Kafka. De data asta este vorba de Metamorfoza, o cărticică ce mi-a plăcut, care i-am dat 4 steluțe și vedeți în clipurile mele anterioare că am discutat despre cartea asta și am mai luat una de la el, o să vedeți despre ce e vorba, este o carte pe care am citit-o recent și mi-a plăcut. Deci, bine ai venit în biblioteca mea, Metamorfoza, am zis că merită să o am, iarăși o cărticică foarte subțire. Uite, ar trebui să revin cu un clip cu 10 cărți scurte și ușor de citit, așa cum făceam eu înainte. O să mă țin de seria aceea și am ce să vă arăt în continuare, că am tot citit cărți de astea scurtuțe. Mai departe, o carte scrisă de Constantin Ionescu, Prizonier în Germania, Însemnările unui capitan de artilerie, 1916-1917. Asta este cărticica. Și avem așa, manuscrisul conținând memoriile bunicului meu matern s-a păstrat timp de un secol în arhiva familiei. Îl public acum, pentru prima dată integral, însoțit de o serie de fotografii inedite din albumele sale, care îi ilustrează în detaliu relatările. Da, uite că avem tot felul de fotografii. Așa, un asemenea volum alcătuiește o mărturie rară și prețioasă pentru istoric, precum și pentru antropolog, cu privire la experiența prizonierilor din lagărele Marelui Război. Deci Marele Război e primul război mondial. Fără veleități literare și fără a se gândi să-și publice vreodată notele, capitanul Constantin Ionescu și-a scris jurnalul cu sinceritatea aceluia care își consemnează experiența de viață pentru amintire personală și eventual pentru urmași. Dar tocmai aceasta dă valoare memoriilor sale, observația atentă, descrierea amănunțită a locurilor și evenimentelor sub imperiul emoțiilor de moment, critica
nedisimulată la adresa comandanților incapabili, ironia fină față de inamic, compasiunea pentru cei suferinți, duioșia și dragostea pentru familie, sentimentele profund umane care exhală din fiecare frază, ce nu are nimic grandilocvent și nu a suferit nicio stilizare. Fac din notele capitanului Constantin Ionescu un document valoros al primului război mondial, iar mie îmi plac astfel de cărți, memorii, mai ales legate de război, pentru mine sunt super. O altă carte, tot în tema asta cu războiul mondial, de data asta al doilea război mondial, și anume... Haide tu! Unde-i fost? Unde-i fost? Doamne, cât alergi! Cum spuneam, de data asta o carte cu acțiunea în timpul celui de-al doilea război mondial, Farmacistul de la Auschwitz, v-am mai spus și vă repet, îmi place această temă. Sunt interesată de orice carte apare de genul, așa că evident că am avut-o și pe asta pe listă de mult timp. Farmacistul de la Auschwitz, Patricia Posner. Avem în această carte o poveste adevărată și foarte puțin cunoscută despre un reprezentant de vânzări de la Bayer din România, Victor Capesius, cetățean de origine română, care s-a alăturat naziștilor din SS în 1943, la vârsta de 35 de ani și, în scurt timp, a ajuns farmacist șef la Auschwitz. Cartea prezintă amănunțit regimul de teroare instituit de Capesius în lagăr, felul în care acesta a scăpat de justiția vremii și, în final, modul prin care un procuror curajos și răbdător a reușit, după 20 de ani de la sfârșitul războiului, să-l aducă pe farmacist în fața judecătorilor pentru a fi acuzat de crimă. Deci, vedeți, cum spuneam, deci nu este o relatare a unui supraviețuitor dintr-un lagăr, ci avem... povestea unuia dintre cei care au comis aceste atrocități. Să înțeleg, și de data asta un român. Vom vedea ce cu cartea asta și vă povestesc eu mai multe. Și avem de data asta o cărțulie scrisă de Charlotte Bronte cu numele Villette. Virginia Woolf spune că este cel mai bun roman al lui Charlotte Bronte. Există în lume atât de puține cărți, dar atât de multe volume. Printre acele puține cărți se numără și Villette. Deci este o carte care promite, alți autori o laudă. Ia să vedem. Să-i dăm totuși asta jos. Vorbind cu cineva despre La răscruce de vânturi, de Emily Bronte, ce să vezi, cineva mi-a spus, măi, dar n-ai, ai citit tu această carte de Charlotte Bronte? Și am zis că, măi, n-am citit și nu prea am fost curioasă de altceva scris de ele, așa că mi s-a recomandat cartea asta și văzând-o care preț foarte mic, am cumpărat-o, deci am prins-o la un preț bun. Nu știu când voi pune mâna pe ea, dar... o să aștepte. În continuare, un autor pe care voiam să-l citesc de ceva timp, N.V. Gogol, Nicolae Vasilievici Gogol, dacă nu mă înșel și dacă am reținut eu bine numele lui complet, și am cumpărat Suflete moarte. În Suflete moarte, Gogol ne-a arătat că în spatele oricărui lucru care strâinește râsul se ascunde nu o comedie, ci o tragedie. Gogol este o ființă stranie, însă geniul este întotdeauna straniu. Nu ne spune aici despre ce e cartea, dar căutăm, am căutat pe net și zice așa. Într-un oraș obișnuit își face apariția un om onorabil, de condiție bună, dornic să cucerească inimile noilor săi concetățeni. Scopurile lui sunt în aparență celebritatea și bogăția. Puțin știu însă că personajul cu pricina, Cicicov, dacă așa se pronunță, are o pasiune stranie. El nu umblă prin lume pentru a tezauriza bunuri lumești, ci o marfă aparte, Suflete moarte. Da, super entuziasmată de tot ce am cumpărat și abia aștept, deci am un chef de citit, de nedescris. Următoarea carte, Cele șapte morți ale lui Evelyn Hardcastle de Stuart Turton. Este aceasta... scrie aici în curând o ecranizare Netflix. Interesant, dar iarăși nu avem detalii despre ce conține cartea. Nu-i nimic. Citim de pe internet. Avem un conac, o clădire somptoasă, dar la limita paragenii,
care este locul în care are loc un bal mascat. Invitații sunt membri de vaza ai societății, ofițeri, bancheri, medici, etc., care se strâng pentru a rememora un eveniment tragic, moartea tânărului Thomas Hardcastle. O moarte tragică întrerupe petrecerea, însă nu îi pune capăt. Este vorba despre tânăra Evelyn Hardcastle. De fapt, aceasta nu va muri o singură dată, atâta timp cât Eden Bishop, personajul principal, nu rezolvă misterul morții sale, scena decesului se va repeta neîncetat, seară de seară. Interesant, hai că m-am împleticit în numele astea englezești, dar interesant ce scrie aici. Chiar curioasă de cartea asta. Ați citit-o, știți ceva despre ea? În continuare, din acea serie de la editura Corint, Clasice Literaturii Universale, l-am cumpărat și pe Pușkin cu Dama de Pică și alte proze. Asta este cărticica. Ce bine miroase cartea. Uite, avem și un semn de carte cu Dostoievski, Crimă și Pedeapsă. Cam toate au semne de carte, ceea ce nu poate decât să mă bucure. Ați citit ceva de Pușkin? Ați citit Dama de Pică? Am înțeles că e drăguță. Și e cazul să mai pun mâna și pe clasici, pe astfel de autori, că am deviat un pic în ultima perioadă. De aici am două cărți din seria asta de la Litera 1-2. Stați un pic să... Mamă, ce bine s-a prins de fundul cutiei. Gata. Scuze dacă am fost șneit. Spuneam că am mai luat o carte de Kafka. Ei bine, aceasta este Procesul. Este o carte pe care am terminat-o recent și mi-a plăcut. Și iar așa am spus că e cazul să o am în bibliotecă. Am găsit-o la un preț foarte bun și am spus că își merită locul în biblioteca mea. Vă voi povesti despre cartea asta în detaliu. Într-un clip viitor, să vedem când apuc să-l fac, în care vreau să vă prezint toate cărțile pe care le-am citit anul ăsta, pentru că nu am venit la voi anul ăsta, încă nu am venit la voi cu un astfel de clip și s-au strâns câteva lecturi interesante, așa că vă voi povesti despre asta în acel clip și trecem mai departe la o carte pe care voiam să o iau de atâta timp și în sfârșit am pus una pe ea. Este vorba de această carte, Jurnalul Anei Frank. Cu siguranță cunoașteți, cu siguranță mulți ați citit această carte și vreau, cred că o să fie următoarea, după ce termin ce am apucat acum să încep, cred că pe asta o voi citi. Na, așa, câteva rânduri, Anne Frank este un nume familiar chiar și pentru cei care nu au citit jurnalul, cum spuneam, îl poartă străzi, școli, de pe toate meridianele. Îl poartă mult vizitatul muzeul din Amsterdam și fundația care l-a organizat în imobilul unde se afla anexa secretă. Am citit mai de mult o altă carte cu o altă fetiță și experiența ei de la Auschwitz și acea fetiță era prietenă cu Anne Frank. Ce faci? Opa, ușor! 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 Stai că mă dărâm! Așa, și spuneam că aceea era prietenă cu Anne Frank și am citit din perspectiva ei, dar uite, nu mai știu cartea, o să vă spun eu, o să scriu aici poate, și spunea câte ceva despre Anne Frank și familia ei și uite, opa, acum ați curioasă de cartea asta. Anne Frank și jurnalul ei figurează pe mai toate listele de excelență ale viacului 20. Privitoare la personalități și la cărți. Cei mai importanți oameni ai secolului, cele mai bune cărți publicate în secolul 20, operele literare definitorii pentru același secol, ca să numim doar câteva din multele topuri stabilite de specialiști, de ziariști, ori chiar de marele public. Vedeți, promite cartea asta. În 1947, când s-a publicat pentru prima oară în țările de jos, jurnalul Anei Frank a fost tradus de peste 70 de limbi. Stați că mi-a rămas, apropo de limbi, mi-a rămas aici o bală de la câine. S-a vândut în întreaga lume în peste 30 de milioane de exemplare. La celebritatea jurnalului a contribuit neîndoielnic adaptările sale teatrale și cinematografice, faptul că a devenit materie de studiu în multe școli din lume. A fost obiectul unor analize subtile, dar și ținta unor vehemente atacuri. Anne Frank,
a lăsat cea mai frapantă mărturie umană din timpul celui de-al doilea război mondial. Mai mult, a dat un chip, o voce, un nume milioanelor de victime inocente, fără chip, fără voce, fără nume, ale barbariei naziste. Anne Frank nu e o simplă autoare, împreună cu cartea ei, a devenit un simbol. Știu faptul că tatăl ei a publicat cartea după ce acesta a supraviețuit la Auschwitz. Da, interesant. Haideți că vedem. Asta miroase bine. Altă carte este aceasta, Copilul lui Noe, Erich Emanuel Schmidt. Iarăși avem o carte despre naziști și evrei. Este o criticică foarte subțire, care se citește extrem de ușor, oror, jumate n-ai ce face cu această carte. Hai să zicem două, dacă stai așa liniștit, pentru că scrisul e mare, are puține pagini, 100 și vreo 60-70, dar scrie mare și e încadrat cumva pe pagină. Vedeți, dacă vă interesează, o să vedeți cât de ușor se citește. I-am pus mâna pe ea într-o seară, am citit până la jumate și am mai citit astăzi cât mi-am băut cafeaua până să aduc toate astea aici și mai am un pic și am terminat cartea. Deci, vorbim despre ea în acel clip pe care îl voi face cu toate cărțile pe care le-am citit până acum. Pauză de lătrat, că a luat o razna cățelul. Nu știu ce a văzut acolo, dar sper că nimic dubios. Poate una câine. Mai departe, tot de la EMAG, în cutia asta am cele două volume scrise de William Makepeace Thackeray, Bâlciul deșertăciunilor. Las că mai au și o pungă. Și avem aici serial disponibil pe HBO Go. Auzi, n-am știut. Hai, nu mă pot concentra, că latră nebuna asta. Două volume de volume foarte groase. Și avem Bâlciul deșertăciunilor, volumul 1 și volumul 2. Tot din acea serie, clasice ai literaturii de la Corint. Mi-am luat cam mulți clasici de data asta. O cărțulie de Stendhal, negru și roșu. Un alt clasic, o altă carte despre care am auzit multe. Deci s-a cam mărit colecția mea de clasici. Ce mai am aici? Mai am 4 cutii de deschis și încă 2 cărți interesante de arătat pe lângă, 3 de fapt. Haideți să deschidem cărțile de la Libris. N-am stat să citesc de pe fiecare carte, pentru că unele pe spate nu au cine știe ce prezentare, așa că n-am mai stat să caut pe net. Și deschidem primul colet de la... Ce a căzut? Un sticker! Get reading with me! Se vede? Un sticker fain. Hai să-l punem într-o carte. Uite, în cartea asta să nu zboare. Și ce am luat eu? La Divina Comedia Dante Alighieri, însă am luat-o în spaniolă. Și cuprinde toate cele 3 părți, infernul, purgatorul și paradisul. Ce vă spuneam, că am terminat cu clasicii? Mai sunt. Uitasem, dar mai sunt. Deci, abia aștept să citesc cartea asta, o aveam de foarte mult timp pe lista mea. Mai departe, deci la Libri sau cărțile astea pe care le poți comanda în alte limbi și mi-a plăcut că au avut prețuri faine și reducere extra, așa că am mai cumpărat ceva pe spaniolă. Deci am luat odată asta. Mai departe, uite, o punem aici, unde s-o pune, facem temculețul așa. O carte, trebuie să vă povestesc un pic despre cartea asta, scrisă de Dr. Roberto Canessa și Pablo Vieci. Tenia que sobrevivir. Trebuia să supraviețuiesc. Cum un accident din munții Anz l-a inspirat pe acesta să-și aleagă vocația și să salveze vieți. Ei bine, despre ce e vorba? Să vă arăt coperta îndeaproape, pentru că probabil vă veți da seama. Este vorba de anul 1992, când o echipă de rugbice călătorea cu un avion uruguaian s-a prăbușit în Anz. Este chiar acum un film pe Netflix care mi-a plăcut mult, cu această prăbușire în munții Anz și cum timp de 80 de zile sau 90 de zile, nu mai știu exact cât, au supraviețuit. Niște condiții, Doamne, și e groaznic ce se întâmplă acolo, pe lângă faptul că au supraviețuit unui accident și au reușit să trăiască în acele condiții și în frigul de acolo și ajungând să
mănânce cadavre, că asta e partea cea mai șocantă. O parte din ei au murit ulterior într-o avalanșă. În fine, e foarte fain filmul, urmăriți-l. Stați să mă uit exact acum pe Netflix, că spun eu că o să trec aici, dar uit. Și acest film a fost făcut după o carte anume, carte pe care eu nu am găsit-o în momentul când am căutat-o, voiam să citesc și cartea după care a fost făcut filmul, dar am găsit-o pe asta, care este scrisă de alt supraviețuitor și am spus că mi-ar plăcea să văd și din altă perspectivă toată experiența. Da, deci se numește Societatea Zăpezii, filmul. Da. Societatea Zăpezii, un grup de supraviețuitori caută speranța în pofida disperării după prăbușirea unui avion în Anzi. Da, deci îl găsiți pe Netflix. Și cartea, nu știu de ce la noi nu au fost traduse încă, nici acea carte după care a fost filmul făcut, dar nici asta sau altele legate de tema asta. Foarte curioasă și după ce am văzut filmul ăla, măi, câteva zile am fost prinsă așa de subiect și mă tot uitam pe net. Chiar am urmărit un interviu cu toți supraviețuitorii, acum având o vârstă oamenii și povestind totul. Interesant. Da, vă recomand filmul, vă recomand cartea dacă o găsiți în limba în care doriți voi să citiți. Așa că o să vă povestesc mai multe despre asta. După ce termin, chiar Roberto Canessa, dacă nu mă înșel, a fost unul din cei doi ce au reușit să traverseze munții și astfel să-i salveze pe restul, să aducă ajutoare. Fain. Mai avem aici un semn de carte, să punem așa. Ce mai este aici? Un ziar, Gazeta Libris și încă un semn de carte. Ok. Bun. Așa, în coletul ăsta mai aveam din seria asta. Știți că vă arătam eu că am cumpărat prima carte din serie și apoi am găsit-o și pe asta. Nu mi-am făcut abonament și pentru seria asta, dar când o să găsesc când și când câte o carte la un preț mai ok, o să le iau. Și am cumpărat Casa Veseliei de Edith Wharton. Foarte drăguță și asta. Îmi place mult coperta. De-aia am luat-o, uite, că am zis că am luat numai cărți pe care le aveam pe listă. E bine, asta e singura ce nu era pe listă, dar am luat-o pentru că mi-a plăcut seria asta de la Litera. Cu aceeași chestie, cu printul ăsta drăguț. Și am cumpărat această minunăție de carte, de care sunt foarte încântată, de Bram Stoker, Dracula. Eu am citit Dracula în liceu, nu mai știu exact câți ani aveam, și luasem de la bibliotecă, mă dusesem la bibliotecă și luasem cartea. Măi, și nu am cartea în bibliotecă, dar știu că mi-a plăcut mult, a fost o lectură pe cinste atunci când am citit-o. M-am gândit eu mai demult, măi, aș vrea să recitesc Dracula acum. Și am căutat-o și am văzut că există și ediția asta ilustrată. Sunt fascinată de ea, este foarte, foarte faină și mă bucur că am pus mâna pe ea și că o am în bibliotecă. Deci cu copertă cartonată, frumușel, cu ilustrații foarte drăguțe și cu un scris foarte fain. Ia să deschidem să vedeți. Abia aștept să recitesc această carte. Deci avem foarte multe ilustrații de genul ăsta. Hai să mai găsim una. Sunt multe, dar uite că sar eu peste ele. Ce faină e, abia aștept să o citesc. Nu știu de ce sunt atât de entuziasmată de ea, dar mi-a plăcut mult când am văzut-o și a fost un preț ok. Și capitolele încep așa frumos cu câte o chestie aici desenată. Ia stați că am găsit ceva drăguț. Ia uite aici, muhaha. Deci avem foarte multe ilustrații, cartea este groasă, scrisul este mare, cred că o să fie o lectură faină încă o dată și sunt curioasă dacă îmi va plăcea la fel de mult cât mi-a plăcut atunci când am citit-o. Este una din cărțile preferate pe care le-am luat acum în seria asta. Și avem așa, când Jonathan Harker primește o scrisoare de la contele Dracula, în care e invitat la castelul acestuia din inima Carpaților,
Apropo, castelul Dracula e la 15 minute de unde sunt eu aici, aici în Bran, și văd castelul lui Dracula în fiecare, nu chiar în fiecare zi, că n-am fost în fiecare zi la muncă în perioada asta, dar stă acolo frumos pe deal, mândru și puternic. Așa, deci cum ziceam, primește o scrisoare în care este invitat la castelul acestuia din inima Carpaților. Tânărul avocat englez se pregătește numai decât de călătorie, ignorând semnele și superstițiile pe care le tot șoptesc localnicii. Prizonier în inima pădurii, bărbatul se va găsi înconjurat de mistere și demoni străvechi cu chip de femeie care dispar odată cu răsăritul. Sau, poate, doar și le-a imaginat? Altă carte este aceasta, de Daniel Keyes, Mințile lui Billy Milligan. O carte pe care am tot văzut-o aici pe YouTube și pe care mi-am pus-o pe listă și de care sunt chiar foarte curioasă. Și avem așa. William Milligan, în vârstă de 22 de ani, i-a arestat în urma săvârșirii celor trei violuri care au dat peste cap viața campusului universității din statul Ohio. În apărarea sa, Milligan invocă incapacitatea mentală provocată de tulburarea de personalitate multiplă de care suferă. Intens mediatizat, cazul lui a șocat și intrigat milioane de oameni. Autorul ne spune povestea adevărată a lui Billy Milligan și a celor 24 de personalități care îl alcătuiesc. Ambițioasa și complicată misiune a scriitorului are drept rezultat o carte captivantă, cutremurătoare și unică. Mamă, și de asta sunt super curioasă să o punem noi aici. Și ultima pe care am luat-o de la Libris, iarăși gazeta asta, este această carte scrisă de Henri Charrier cu numele Papillon. Și da, știu că e doar primul volum, dar vă arăt de ce am luat doar primul volum, pentru că deja luasem volumul 2 de la Anticariat, exact aceeași ediție, o deschidem imediat coletul, și de la Libris am luat doar volumul 1, deci. Și pe spate ne spune așa. Roman autobiografic, Papillon este povestea fascinantă a unui condamnat la închisoare pe viață pentru săvârșirea unui omor. Autorul însuși, acest Henri Charrier, numit Papillon după forma tatuajului cel purtat pe piept, este arestat în 1931, acuzat de uciderea unui gangster. Deși neagă cu vehemență acest lucru, apărându-se cu înverșunare, justiția franceză îl condamne la închisoare pe viață, trimițându-l pe insula diavolului într-o închisoare faimoasă pentru duritatea ei din Guiana franceză. Complexitatea personajului, puternic marcat de gândurile ce îl copleșau inevitabil, este dată de încercările acestuia de a evada, de a-și redobândi privilegiile unei vieți fără constrângeri. Nu știu, claxonează o mașină, dar n-are treabă cu noi. Așa, mă întorc pentru că pe aici e ciudat să treacă o mașină și mai ales să claxoneze așa aiurea. Așa, privilegiile, unde am rămas? În detenție, prietenii se leagă, la fel apar certuri și se ivesc invidii. Climatul sordid din interiorul închisorii, mai ales forțarea la tăcere și singurătate, îl determină pe eroul cărții să imagineze planuri de evadare din cele mai năstrușnice. Libertatea îl obsedează, dar va avea șansa să se bucure de ea? Deci avem aici volumul 1. Și haideți să deschidem acum acest colet, singurul colet luat de la Anticariat, de la Anticariatul online printre cărți. Da. Deci, vedeți acolo că a venit un câine și tera latră. M-am și speriat că e un câine de ăsta mare de stână și venea așa în fugă. Dragul de el, îl recunosc, el vine în fiecare seară și dau motorică. Asta îi dau eu după aia. Deci, ia să scoatem cărțile de la Anticariat, pentru că sunt mai multe. De la Anticariat am luat și volumul 2 din Papillon, deci am cele două volume, numai bine acum să mă apuc de citit. Am găsit o carte tot de Gabriel García Márquez, El Colonel, No tiene quien le escriba. Colonelului nu are cine să-i scrie. O critică subțire, mi-e place cum scrie acest autor, așa că văzând că e în spaniolă, evident că am luat-o imediat. Ce am mai găsit aici?
o carte pe care mi-a recomandat-o cineva, de Ismail Kadare, sper că n-am pocit numele, se numește Generalul Armatei Moarte. Aceasta este Cârțulica. Iarăși o carte despre care, dacă nu mă înșel, mi-a zis și voi că e faină, Vagabondul Milionar, acum un film de Oscar. Da, deci am luat cartea pentru că trebuie să o citesc și eu. Am văzut filmul și cred că și voi știți despre ce e vorba, că s-a discutat foarte mult pe subiectul acestuia. Am venit câinele și mai aproape de noi. Povestea tânărului orfan care a crescut în mahalalele din Mumbai și a câștigat potul cel mare la concursul Vrei să câștigi un miliard a declanșat o avalanșă de premii literare, radiofonice, cinematografice. Probabil că ați văzut filmul, mie mi-a plăcut, țin minte cam ce s-a întâmplat acolo, un film foarte interesantă povestea și sunt super curioasă de carte. De când am văzut filmul, am vrut să ajung și la carte și n-am apucat. Am găsit-o acum la un anticariat cu un preț foarte bun și tot de la acest anticariat, vă spuneam de atâtea ori că vreau să citesc și cartea asta, Lista lui Schindler cu 7 premii Oscar. Iarăși o carte după care s-a făcut un film. O carte, un film despre care v-am mai povestit, super, super entuziasmată de cărțile pe care le-am luat în tura asta și v-am spus, sunt niște cărți pe care voiam să le citesc de mult timp și bine, bine că le-am cumpărat, pentru că așa poate că ajung la ele mai repede. Deci avem așa, în conul de umbră al Auschwitz-ului, un boem industriaș german își câștigă dreptul de a fi considerat legenda vie a evreilor din Cracovia, aflată sub ocupația germană. Este vorba de Oskar Schindler, care a salvat undeva la 1000 de evrei, dacă țin eu bine minte, chemându-i să lucreze la fabrică la el. Am mai dat eu de povestea lui Oskar Schindler în altă carte, despre care vă spuneam la început de an. Deci acum sunt tare, tare curioasă despre cartea asta. Sigur, sigur o să-mi placă, n-are cum. Nici nu mă gândesc că nu o să-mi placă. Acum să am eu timp să le citesc pe toate. Deci astea trei au fost de la Anticariat. Asta e goală. Și mai este doar puțin. În cutia asta avem și de la Litera ceva. Este vorba de colețelul ce îmi vine în fiecare lună cu seria cărților scrise de Agatha Christie, mai exact. De data asta a sosit Pericol la End House, carte necitită de mine, și Întâlnire cu moartea. Uite, nici pe asta n-am citit-o de la Agatha Christie. Da, fără prea multe detalii. Mereu vă arăt ce îmi sosește, pentru că v-am spus că mi-am făcut abonament pentru seria asta. Și uite, mă bucur că au sosit astea două pe care nu le aveam. V-am spus că unele se repetă. Eu deja aveam o serie din cărțile Agatei Christie până să-mi fac eu abonamentul ăsta, așa că unele se repetă. Stați că am pus eu aici un teanc prea mare de cărți. Iar acum au mai rămas 3 cărți pe care le-am lăsat intenționat la final. Vă arătam eu mai de mult că am cumpărat o carte de la Harry Potter, volumul 2, dacă țin bine minte. O carte ilustrată, ediție limitată, o superbitate de carte și m-am decis să încep să citesc Harry Potter așa cu acele ediții și am tot căutat și volumul 1 și nu l-am găsit. În schimb, am mai găsit volumul 2 și 3. Și le-am prins iarăși la un preț extrem de bun, tot la EMAG, cu ceva reducere, deci am meritat să le cumpăr. Am luat în continuare această carte, Harry Potter și Camera Secretelor, o minunăție, o superbitate de carte. Haideți să vă arăt cum e înăuntru, plină de ilustrații superbe. Uite-l și pe Dobby! Apropo, mai nou îi zic Terry Dobby, că seamănă cu Dobby. Și capitolul 1... Începe foarte frumos, scrisul mare. Ia să vă arăt. Uite-l pe Dobby încă o dată. Vedeți ce ilustrații frumoase. Da, o să citesc, o să fie interesant. Uite. Avem și ilustrații așa mari, cât 2 pagini. Da, foarte tare cartea asta. Hai să vedem. Mai găsim ceva drăguț? Da. Și acest volum, Harry Potter și Pocalul de Foc, este foarte groasă spre deosebire de celelalte două. Hai să o deschidem și pe asta, să aruncăm rapid așa un ochi. Mai am
Nu, mi se termină bateria repede. Iarăși cu ilustrații superbe. Nu mai insist pentru că mi se termină bateria și nu vreau să... Adică o să o pun la încărcat, dar se întunecă după aia și nu vreau să continui în casă clipul pentru că mai am doar o carte de arătat. În fine, ați înțeles ideea. Deci superbă și această carte. Și ultima carte este aceasta. O arăt la final pentru că mi-a plăcut enorm. Deci am citit-o și mi-a depășit așteptările. John Krakauer, În aerul rarefiat. Sper că nu ți-am pocit numele, autorule. Este vorba de anul 1996, când acest autor împreună cu un grup de oameni ce urcau pe Everest au trecut printr-un eveniment tragic. Și anume, din cauza vremii neprielnice, bine, împreună cu niște decizii ciudate pe care le-au luat mulți, acest lucru a dus la un dezastru și anume au murit mai mulți dintre alpiniști și clienți ai unor expediții. Deci, măi, eu nu știam lumea asta alpinismului de înaltă altitudine și m-a fermecat această carte, dar promit eu că o să povestim mult mai multe despre ea pentru că am atâtea de spus, însă bateria se termină, iar fiind o carte citită, rămâne să povestim mai multe atunci când vă voi prezenta tot ce am citit eu recent. Ei bine, cu această ultimă carte eu vă las. Sper că v-a plăcut clipul de astăzi aici în natură. Sper că v-ați bucurat împreună cu mine de aceste titluri frumoase, că v-am inspirat și abia aștept să pun mâna pe cărțile astea. Acum eu vă las. V-am pupat, v-am îmbrățișat. Lecturi plăcute!